Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torserul în special pe coloană. L-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este luni seară, suntem alături de doamna Florentina Matescu. Mulțumesc, Florentina, că ești aici alături de noi. Înainte să începem emisiunea, vreau să anunț ultima apariție de carte a prietenului nostru comun, domnul general Străinu. Are aici ultima apariție, Conexiunea în fractal, o carte extrem de interesantă. N-am apucat decât așa să o răsfoiesc puțin. Înțeleg că este vorba despre legile Universului, atât cele de comportament, cât și tehnice de funcționare, o carte care aduce informații scrise pentru prima dată prin channeling. Deci este cartea cu care își face debutul în channeling. Este o carte scrisă în colaborare cu Amratra, o carte foarte ieftină, ușoară, de buzunar, aș putea să-i spun, o carte pe care puteți să vă comandați la editura Darkle și încă o dată îi urăm domnului general să aibă multă inspirație, la fel și colaboratoarei dumnealui să scrie cât mai mult. Minunat, da. Așa să fie. O comand și eu mâine. Da, deci, este, cum să spun, este prietenul amândurora, este prietenul de suflet al canalului nostru și de fiecare dată când putem, îi suntem aproape. Doamne ajută, cu toții să fim aproape, să fie bine că avem nevoie. Da. Florentina, astăzi ai propus o temă extrem de interesantă, de actuală și o temă care ne frământă, de fapt, niște trăiri pe care le avem cu toții. Da, și este bine să le înțelegem, de aceea vreau să le explic ușor, ușor, pe cât mai multe, pentru că este foarte important să înțelegem cum funcționăm și cum funcționează și tările noi, cum funcționează și energiile, deși energetic și psihologic, atât putem să lucrăm cu noi, pentru că dacă ni se spune, și în Biblie scrie în Apocalipsă, că fiecare va primi după ceea ce a dat. Deci, cum ne așternem, așa dormim, spune românul. Ceea ce îmi doresc este să luăm cât mai multe dintre stările pe care le avem și care nu ne fac bine și să putem să le analizăm cumva desfășurat, cum funcționează, dincolo de sugestia nu mai face așa sau fă așa. Pentru că omul, ok, n-ar mai vrea să facă într-un fel care nu-l avantajează, nu-i face bine, dar nu știe ce să facă, nu înțelege cum funcționează lucrurile și de ce nu este bine și ce să facă ca să poată să facă schimbarea. De aceea, intenția este ca încet, încet să le luăm pe toate și să le limpezim, să ne fie cât mai ușor să facem transformarea, pentru că deja povesteam de la finalul anului trecut despre benzile care se deschid acum secvențial cu vibrații diferite și la un moment dat vor fi sesizabile și diferente de timp. Și atunci ceea ce avem noi nevoie este să lucrăm cu noi intens, ce putem să facem noi. Eu încă o dată îți mulțumesc pentru toată munca pe care o depui și pentru toată facilitatea pe care ai creat-o ca oamenii să poată să înțeleagă niște lucruri și să le aducă aproape în viața lor. Și vreau să facem prin discuțiile noastre și apoi prin meditație, ca parte aplicativă, ca parte lucrativă de susținerea schimbării, ceea ce îi ajută pe oameni să poată să se racordeze la dimensiunea următoare. Pentru că sunt mai multe repere care trebuie luate în evidență și pe care le avem de lucrat cu noi, ca să poată să meargă bine mai departe. Și atunci mergem mai departe cu bucurie. Vreau să vorbim despre modul în care gândim
și ne raportăm la realitate și cum această gândire ne influențează viața. Pentru că este foarte important să înțelegem că noi creăm realitatea noastră. Suntem într-adevăr creați cu un program, așa cum am vorbit de la începutului discuțiilor noastre. Programul a fost pus în fiecare dintre noi ca să avem o anumită bază de funcțiune, de funcționare, dar există și un program mare pe care îl respectăm cu toții. Acest program care ne spune că suntem la incidența dintre două dimensiuni diametral opuse, ne sugerează și căile de a face schimbarea în noi. De aceea, întâi aș vrea să vorbesc puțin câteva cuvinte despre ce înseamnă dimensiunea a patra și ce înseamnă această diametralitate față de cea de a treia dimensiune. În primul rând, dimensiunea a treia este o dimensiune a fizicalității, în care lecțiile noastre de viață au fost învățate în general și de cele mai multe ori prin suferință. Pentru că tendința noastră a fost să fim mult mai lenți, mai inerți în schimbare. Schimbarea se făcea foarte greu. Tot timpul s-a făcut greu schimbarea în 3D și, în general, schimbările au apărut ca urmare a unor mișcări de anvergură. Că au fost mișcări sociale, revoluționare, economice, că au fost cataclisme care au schimbat diverse aspecte ale vieții în anumite locuri. Dar schimbarea de bunăvoie nu s-a făcut foarte facil și s-a făcut în puține locuri pentru că foarte puțini oameni au venit cu posibilitatea și capacitatea de a lucra cu ei înșiși fără să treacă prin suferință. Deci pur și simplu vrând să treacă prin lecții, să le înțeleagă și le însușească. În 4D, marea diferență este că noi, înțelegând că avem de făcut această trecere și această schimbare, începem să lucrăm cu noi înșine. Diferența din punct de vedere psihologic și psihic, de fapt, este că dimensiunea a treia este cea care coordonează partea noastră emoțională și cavalier psihic coordonează subconștientul. Subconștientul este secretarul nostru de serviciu. Noi spunem, gândim, trăim stări, emoții, avem gânduri, avem intenții. Toate acestea sunt preluate de acest secretar de serviciu și transformate în repere de viață și în coordonate ale vieții noastre. Ca să putem să facem o schimbare ușoară, este nevoie să începem să lucrăm cu acest subconștient și să facem schimbarea în ființa noastră. În dimensiunea a patra, este o dimensiune în care fizicalitatea, atașamentele sunt tot o trăsătură a 3D-ului, a dimensiunii fizicalității. Ne atașăm de lucru, de persoane, de obiecte, de evenimente, de faimă, de nume, de eu știu, fel de nume. Fizice sau non-fizice. Și suntem în stare de bani, iar de bani, un foarte mare atașament în multe situații. Indus, creat un anumit program, o să vorbim noi cât de cât ca să se poată înțelege de ce s-a creat și ce s-a urmărit și ce s-a obținut, ca oamenii să aibă aceste atașamente și să stea într-o vibrație inferioară. Deci este un program susținut foarte mult prin inducție. Acum, dimensiunea a patra este o dimensiune în care, pentru că începe să se facă conversia la bioluminic, deci structura noastră să înceapă să aibă aură vizibilă, încep să dispară rezistențele și inflexibilitățile specifice treiului și începem să fim mult mai flexibili, mult mai fluizi ca și comportament, ca și gândire mai ales, ca abordarea situațiilor și începem să lucrăm cu noi. Pentru că dimensiunea a patra coordonează planul mental.
Deci nu mai este plan emoțional, este plan mental. Aici este un reviriment masiv pentru că, intrând în planul mental, din punct de vedere psihic, intrăm și pe nivelul conștientului. Asta înseamnă că începem să fim conștienți de ceea ce este în jurul nostru. Cu cât suntem mai atenți la ceea ce este în jurul nostru, ne dăm voie să ne aliniem, să ne racordăm la acest plan și să putem să operăm schimbări în noi mai ușor decât se făcea până acum. Mult mai ușor. Să este nevoie să vrem. Și aici avem niște frâne. Niște frâne care vin din educație. Lucruri pe care le-am preluat de la părinți, ei le-au preluat de la părinților, ei și așa mai departe, părinți, bunici, străbunici. Lucruri care s-au modificat destul de puțin și sunt multe zone sociale în care nu s-au modificat aproape deloc. Adică, în continuare, e aceeași idee și cu neputință, și cu sărăcie, și cu boală, și că se întâmplă nenorocire, și toate sunt într-o formulă negativă, ceea ce întreține omul într-o stare negativă. Este foarte important și aș sugera tuturor să facă un mic exercițiu de lucru cu sine, de verificare. Pur și simplu, într-o stare de relaxare ușoară, întrebarea interioară să fie unde sunt racordat. Important este, e foarte bine dacă există o oglindă în față, pentru că atunci când omul deschide ochii, se poate să vadă în oglindă. Dacă privirea este în jos, din păcate, încă suntem racordați în zona de vibrație mai joasă, în care încă este suferință și boală și toate cele negative, și pe acelea le potențăm și le întreținem și le aducem în viața noastră. Dacă privim în față, deja începem să ne deschidem pentru schimbare și începem să ne căpătăm puterea înapoi. În momentul în care privirea noastră se ridică în sus, deja am depășit acest prag și începem să lucrăm pentru evoluția noastră. E foarte simplu de făcut, însă o să vedeți că este, o să vadă prietenii noștri că este foarte sincer exercițiu, pentru că ochii noștri nu ne mint și reacțiile subconștiente sunt foarte reale. Trebuie doar să fim puțin mai atenți la noi. Bun. Spunem despre frânele care ne țin pe loc. Ne țin pe loc pentru că, în primul și în primul rând, noi nu am înțeles cum funcționează aceste lucruri. Și nu am înțeles că, pe de-o parte, ceea ce dăm noi subconștientului nostru ca informație determină traseul pe care îl parcurgem, pe de altă parte, ceea ce facem determină și el traseul pe care îl parcurgem. Pe lângă ceea ce este scris în dreptul nostru să facem. Și atunci, este bine, iarăși, să fim puțin atenți cu noi la modul în care vorbim. Modul în care vorbim reflectă direcția în care privim. Dacă tendința noastră este să abordăm totul cu negativitate, atragem acea negativitate pentru că o aducem în noi. Este un punct foarte sensibil al perioadei actuale, pentru că am tot povestit noi despre Apocalipsa biblică. Am spus despre faptul că fiind scrise acolo lucrurile, într-un fel sau altul, ele trebuie să se petreacă. Dacă nu erau scrise, nu era obligatoriu să se petreacă. Ele s-au dat atunci tocmai ca să fie programul, cunoscut programul care va trebui urmat. Acum, într-o astfel de variantă, programul ăsta care trebuie urmat, după cum este scris acolo,
înseamnă că ceea ce se petrece nu este o finalitate a lumii, este finalitatea a unei lumi. Adică tot ceea ce te petrece acolo, pe baza unui program foarte bine gândit și pus la punct, pe care îl vedem în jurul nostru aplicat cu mare strictețe și acuratețe, acest lucru înseamnă nu că dispare omenirea, ci că te face o translare de la un fel de abordare al vieții la alt fel de abordare a vieții. În ceea ce privește sugestiile, care sunt cam în toate direcțiile, sugestiile care sunt foarte frecvente acum, ele au intenția de a ne scădea vibrația prin inducția de frică, de grijă, de neputință, de o să fie, de nu va fi, sau va fi, deci nu va fi bine și va fi nebine, ca generic. Dacă noi nu avem în interiorul nostru niște repere, fie ne lipsește credința, fie ne lipsește legătura cu Dumnezeu, fie ne lipsește puterea interioară, ne lipsește din suflet, aceste lucruri ne pot afecta foarte tare. Și pot să devină niște elemente coordonatoare ale modului nostru de manifestare. Ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în ultimii ani sunt escalade ale stărilor negative, stărilor psihice negative, foarte multă panică, multe atacuri de panică, da? Multe depresii, multe stări de angoasă, multe trăiri ale multor forme de frică amplificate foarte tare. Stres foarte intens pentru că este un fel de un cuvânt pe care n-aș vrea să-l folosesc, dar cel care reflectă cel mai clar ar fi ca un bombardament. Este ca o mișcare continuă de a da, de a da, de a da informații negative, iar noi, dacă ne impregnăm de acele informații, lucrăm negativ pentru noi. Da? Bun. Soluția cea mai și cea mai bună, dar și cea mai realistă, și o să vă spun imediat de ce. Cea mai bună este să nu le lăsăm să intre în câmpul nostru. Fie le citim detașat, fără să le asimilăm ca programe de viață, fie nu le citim. Dacă simțim că ne temem și că nu putem să avem o distanțare sănătoasă față de aceste informații, mai bine nu le citim. Nu ne ajută în mod real să citim toate știrile negative și să plângem și să ne speriem și să întoarcem capul pe stradă, să vedem ce e în spate, ce e în față, ce se întâmplă, vine ceva rău, vine ceva și mai rău, vine ceva extrem de rău și toate sunt atât de rele încât nu mai avem ce să facem. Și oamenii intră într-o stare de presiune psihică atât de mare încât crește și rata suicidului. Și asta pentru că se amplifică stările de neputință și pentru că, neștiindu-se o finalitate din partea de evoluție, oamenii nu știu la ce să se mai raporteze. Dar dacă ceea ce a fost scris în Biblie și cu ceea ce se întâmplă acum era diferit, erau semne de întrebare dacă noi supraviețuiam. Numai că se urmează programul punct și virgulă. Ceea ce înseamnă foarte clar că va fi supraviețuire, însă diferența sau întrebarea te pune unde va fi, cine va fi în planul de supraviețuire. Deci ne-am lămurit noi că nu doar 144 de mii, că era vorba de triburile lui Israel, ceea ce era numerotat acolo, câte 12 mii din fiecare cele 12 triburi, dar pentru că nu este o limită
a trecerii, da, te spune, știm noi, cu urechea acului, da, că trecerea este îngustă precum urechea acului. Dar poate să treacă și Cămila prin acea ureche a acului, pentru că nu este vorba de un spațiu fizic, este vorba de un spațiu virtual, un spațiu subtil, care are extensibilitate mult mai mare. Este mult mai fluid, deci nu este un lucru fizic care să nu poată să fie modificat. Ceea ce avem însă de înțeles este că, dincolo de autosuficiența pe care am văzut-o în unele situații, sunt oameni care cred că au trecut pentru că văd niște lucruri, citesc sau vorbesc într-un limbaj, au intrat într-o lume a spiritualului, dar nu asta este trecerea. Reprezintă o trecere simpatică ca Nata. Foarte simpatică. Da, eu cam Simpatică și veselă. da, mai vețel așa. Așa. Deci, în momentul în care s-a trecut de la modul de gândire 3, de la modul de gândire spiritual, care orientează spre 4D, apropie de 4D, este într-adevăr o trecere. Dar nu este trecerea energetică, este o trecere mentală. Este o trecere conceptuală. Începem să înțelegem că lucrurile sunt puțin mai altfel decât le-am văzut noi până acum, și mult dincolo față de modul de gândire cu care noi am crescut. Noi și multe generații dintre cei care ne ascultă, și de multe ori acest mod de gândire se transferă și copiilor, chiar dacă ei au multe alte influențe, dar există și influențele de acasă sau influențele din anumite medii. Ce este nevoie să fie în atenția noastră este că această trecere între 3 și 4, din 3D în 4D, are ca element fundamental deconectarea de planul întunericului și conectarea la planul luminii. Este fundamental. În momentul în care noi reușim să facem acest pas, trecem. Ca să înțelegem ce înseamnă acest lucru, și o să vorbim două, trei emisiuni, probabil că aș vrea să luăm de toate detaliile de care se pot ajuta prietenii noștri și să le fie foarte de ajutor discuția aceasta. În momentul în care această lume se vrea înfrânată prin intenția de a fi adus entitatea întunericului la conducerea planetară, este foarte clar și este ca un indicator ce se vrea. Deci, dacă se rămâne în 3D, înseamnă că se rămâne sub conducerea unei entități negre. Negre, adică Lucifer nu era cu totul chiar negru. E, Mai rău de atât. da, mult mai rău. Mult mai rău. Mult mai rău Care sunt pentru șansele? că șansele sunt foarte mari, adică Cam 50-50, așa. nu, nu. Nu, nu chiar? 80 și ceva le trecere. Lucifer era entitate humanoidă. Satana e entitate reptiliană. Este șeful reptilian. Șeful de întuneric sau din întuneric. Diferența dintre cât de jos poate să ajungă o entitate umană și cât de jos, vibrațional vorbind, poate să ajungă o entitate reptiliană este de 7 ceruri. E foarte. Și este vorba de un program în care noi n-am mai fi oameni. Și de aceea cred că este. Ideea este, Florentina, că poate ai observat și tu în ultima perioadă, o parte, nu spun toți oamenii, pentru că foarte mulți sunt atrași de partea bună, încep să
se deschidă foarte mult, să se apropie foarte mult de Dumnezeu. Dar există și o parte care astăzi ne șochează puțin. E că parcă n-am văzut-o niciodată atât de urâtă. Și aici nu pot să nu mă gândesc puțin la o sărbătoare care a fost zilele trecute, o sărbătoare a doamnelor, a mamelor, a femeilor de peste tot. Și am văzut cum sărbătoreau unele dintre ele. Deci, nu știu cum să spun ca să nu fiu prea tăioasă. Am avut o imagine foarte urâtă. O imagine pe care nu doresc niciodată să o asemăn cu, să o apropii, să o atribui doamnelor, care prin structura lor, prin definiția lor, sunt ceva gingaș, frumos, fin. Când spui mamă, spui iubire. De ce se întâmplă aceste modificări și cum se întâmplă aceste modificări în structura unor oameni, în sufletul lor, în credințele lor, în ceea ce au ei mai sfânt? Aceste oferte care au venit nu neapărat de la entități întunecate, de la non-fizice, că puțină lume vede non-fizicul, vin de la oameni care s-au lăsat trași în jur și care promit mare acusarea sau care creează anumite situații conjuncturale de compromis, de, eu știu, influențe, de fel de fel, de lucruri negative. Oamenii de multe ori s-au dus și și-au pierdut foarte mult din ceea ce ar fi trebuit să facă, în primul rând, pentru ei. Pentru că este bine să înțelegem, atâta vreme cât facem niște lucruri, le proiectăm și le sădim în câmpul nostru. Deci, dacă am fi un fel de grădinare, am putea spune, ceea ce vorbim sunt semințe pentru viața noastră, ceea ce gândim sunt proiecte de viitor, ceea ce facem sunt acțiuni pe care le vom traversa în viața noastră. Adică a face rău cuiva înainte de a te duce, poate să te ducă în momentul ăsta în câmpul altcuiva, dar se cultivă în grădina mea și eu de acolo culeg roadele. Întotdeauna, adică să ne uităm puțin și în jur, că tot povesteam noi de pildă de niște situații, de supraîncărcare cu anumite lucruri care nu sunt ale noastre și la un moment dat te face un reglaj, te face o echilibrare. Ea a început să se facă și se face intenția, na, nu ne adresăm celor care sunt decidenți în domeniu, dar la nivel uman, în momentul în care înțelegem că tot ceea ce creăm este mintele pentru viața noastră, suntem puțin mai atenți și la un moment dat o să putem să facem corecții la nivel mai mare, la nivel de influențăm pe cei din jur, învățăm, nu influențăm pe cei din jur. Înțeleg și ei că și ce-și sădesc și ei e grădina lor de viață. Și ușor, ușor începem să înțelegem că modul în care trăim este modul în care ne pregătim viitorul. Și tot noi o să-l trăim. Deci nu o să-l trăiască altcineva, să spunem, cei că dacă pot face eu acum toate năzbâtiile posibile, că îmi pasă. E, ba, îmi pasă. Ba, îmi pasă, pentru că toate acele năzbâtii sunt în grădina mea și eu le voi culege. Ele vor fi elementele din viața mea. Toate aceste lucruri au fost făcute într-un mod, ce să spun, genial. Deci modul în care Dumnezeu a făcut ca aceste lucruri să se petreacă este tocmai această inscripționare. Adică dacă eu dau ceva, în primul rând, în câmpul meu se rulează. Da? Pentru că eu am o parte dreaptă și o parte stângă, o parte dă și o parte care ia. Dacă nu aveam această parte care lua, eu puteam să dau, nu se întorcea la mine. Da?
Deci faptul că imediat în vecinătatea părții mele dătătoare, masculine, este partea feminină care este magnetică, este absorbantă, ia ceea ce dau eu, da, mai departe se poate duce reculul, se duce emanația ceea ce dau. Dar programul e făcut ca să circule de la mine către mine, pentru că pe mine mă interesează ceea ce fac eu, nu ceea ce face altă persoană. Deci raportarea mea existențială este eu la mine, între mine și Dumnezeu. Din ceea ce povestim și se întâmplă în ultima vreme, așa cum ai spus, într-un mod nedorit, se face și raportarea la partea de întuneric. Acum, partea de întuneric capătă putere prin ceea ce dăm noi. Dacă noi nu-i dăm, e plămândă. Și pătește ceea ce s-a întâmplat animăluțelor din pădure, cărora li s-a luat arealul și din, doar din păduri, și au rămas înfometate și unele nu mai sunt pentru că nu mai au hrană. În momentul în care cineva generează astfel de situații și de suferințe, le creează în propriul plan, în propriul program. Și aici vine ceea ce întrebai, ce șanse sunt. Păi șanse sunt foarte mari pentru că a fost afectat un mare areal și foarte multe direcții ale existenței. Apele poluate înseamnă plante și animale acvatice afectate. Bun, fac treaba asta, scriu în câmpul meu, pun semințele pentru aceste afectări. Pădurile arse, tăiate, habitaturile animalelor distruse, animale omorâte sau lăsate să moară de foame, înseamnă plan pe care îl pun în câmpul meu. Da? Toată chimizarea asta a aerului, poluarea care este plan pe care îl pun în câmpul meu. Absolut tot ce facem, punem în câmpul nostru. Că noi acceptăm sau nu acceptăm, ideea este că cu cât neacceptarea noastră vis-a-vis de ceea ce vine este mai mică, cu atât vine rezistența interioară și atunci înseamnă că nu am înțeles lecția și ea rămâne neterminată și va trebui să o reiau. Pur și simplu pentru că este în câmpurile mele, că așa a făcut Dumnezeu să se scrie acolo. Deci dacă o las într-o acceptare, dacă îmi dau voie să accept, bun, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Am ceva de învățat. Ce am de învățat? Păi mă gândesc ce m-a durut mai tare din situația asta și acolo e lecția mea de viață. Învăț. Bun, dacă îmi dau voie să învăț, nu mai am nevoie de ea pentru că ea se duce înapoi în dreapta la lucruri învățate și nu mai avem nevoie de ea. Informația de lumină se duce și în stânga și s-a completat. Când s-a făcut lumină și în stânga și în dreapta, lecția e învățată. Bun, dacă este lecția neînvățată, evident am pus încă o sămânță așa mai negruță, da? În grădinuța mea. Și va trebui să o rompe la un moment dat, pentru că eu mi-am sădit-o acolo. Bun. În ceea ce privește partea partenerilor noștri de joc. Ei au venit cu un program aici pe teren. Un program care a repetat ceea ce au făcut pe Draco. Din punct de vedere psihic. Fiecare dintre noi funcționează conform unor trasee validate. Adică, m-am apucat să fac un anumit lucru, și am creat un mod de lucru, că mi l-am imaginat, l-am gândit, l-am analizat, l-am creionat, l-am creat, l-am făcut într-un fel, după care l-am manifestat. Dacă acest mod m-a dus la reacția scontată, la direcția către care vroiam să ajung, el devine un model de lucru, un modus operandi. Pe care îl voi folosi în situațiile similare. Și este cel mai comod pentru mintea mea să folosească ceva ce deja cunoaște și deja a fost validat. În situația asta, partenerii noștri de joc au folosit această manifestare identic. Identic. Diferența între ceea ce s-a produs aici și ceea ce s-a produs pe Draco,
este că aici nu s-a terminat programul, dar ei au trăit ceea ce au creat pe Draco și ceea ce vine ca program viitor pentru ei este să finalizeze temintele puse pe Draco. De aceea avem șanse peste 80%. Pentru că ei, practic, își creează programul de autoexterminare. Din punct de vedere al entităților coordonatoare din Întuneric, acolo este o poveste pentru că deja a intrat în programul de plată, ceea ce îi consumă foarte mult din energie și din putere. Probabilitatea de a putea să vină aici, pe Terra, și să conducă această planetă, e nulă. Și nu este vorba de orgoliu, este vorba de, adică pe faptul că spun acest lucru, în niciun caz. Pur și simplu, studiind pe energiile care se mișcă, nu există flux pentru așa ceva. Și ceea ce se întâmplă e puțin altfel, este dureros pentru un anumit segment de populație, dar foarte mare atenție. Nu s-a spus că trece toată lumea la Apocalipsă, nu s-a spus nicăieri. Și nicio scriere și nicio previziune și nimic nu afirmă că este o trecere integrală a întregii populații planetare. Pentru că sunt foarte mulți oameni care, așa cum spuneai despre doamnele, persoanele de săptămâna trecută, de 8 martie și anumite comportamente, având un nivel vibrațional jos, nu se pot racorda la un alt nivel. Au de învățat lecțiile din acel nivel. Deci nu este neapărat, eu știu, e în dreptul dumneavoastră, da? Nu putem noi să judecăm, să dăm o notă de valoare, ci pur și simplu putem să observăm și să învățăm din aceste lucruri. Dacă un om lucrează cu el și își crește vibrația, atunci are șansă. Dacă nu își crește vibrația, nu lucrează cu el, ci te conectează la partea inferioară, partea lui de vibrație joasă, atunci acolo va fi continuarea existenței. Da? Sunt deja mulți oameni care au trecut în patru și am văzut, adică e o mare bucurie să văd reacțiile, să văd modul în care se vorbește, modul în care se gândește și se face raportarea la existență. Deci se vede. Bun. Dar se vede și partea cealaltă. Partea cealaltă că este la un alt nivel de a învăța. Deci sunt oameni care au de învățat în lecțiile din treiul inferior, din partea de început a dimensiunii a treia. Atunci, acolo vor merge. Nu este greșit, ci este firesc, pentru că și acolo va trebui să fie o lume populată, da, cu ființe care au de învățat lecțiile. De ce? Pentru că altfel e ca și cum de la un bloc cu, eu știu, 15 etaje, nu contează câte, te-a pus și scos din etajul 3. Păi celelalte cad peste. Da? Deci, acest plan al creației are fluiditate. S-a coborât de la Dumnezeu până la întuneric, deci de la lumină până la întuneric și te urcă înapoi de la întuneric până la lumină. Toată coborârea a fost făcută pe niveluri existențiale, de vibrații diferite, din ce în ce mai joase și pe măsură ce se crea, de ce nu e așa, într-o viziune a fizicalității, că eram departe de Dumnezeu, că Dumnezeu e peste tot. Dar pleacă de la Dumnezeu, un nivel mai jos nu mai are aceeași putere ca Dumnezeu, un nivel și mai jos are și mai puțină putere și tot așa, scade puterea, scade lumina, scade luminozitatea și capacitatea de înțelegere și de aprobare și de acceptare și potențialul luminii și tot. Și atunci, pe măsură ce se face îndepărtarea de planul luminii, se amplifică partea de întuneric. Da? Bun.
pe acea trăită pe perioada în care puneau brahmanii, expirația lui Brahma, da? Când s-a făcut creația. Noi acum suntem pe partea de ascensiune, pentru că s-a mers până la partea de întuneric total și suntem acum pe traseu de ascensiune, deja de la 3 la 4, ceea ce înseamnă demarcația de bază între conținător de întuneric și neconținător de întuneric. De la 4 începe să te împuține de întunericul, pentru că întunericul are capacitatea de manifestare în special în lumea fizică. Pentru că lumea fizică doare. În lumea luminică, deci de la 4 în sus, când o să înceapă luminicul, nu mai este atât de multă durere. Începe planul conștient, așa cum am spus, ceea ce înseamnă că noi devenim conștienți de lumea pe care o traversăm, devenim conștienți de sensul nostru existențial, înțelegem că am venit aici să învățăm niște lucruri, să le învățăm în ființa noastră și ele să fie cumva, cum spuneam, cu grădinuța, semințele pentru grădina noastră de lumină, da? Și să ne bucurăm de roade de lumină. Bun. Mai departe, dincolo de faptul că intrăm într-un plan luminic, încep să se reactiveze capacitățile noastre extrasenzoriale, care au fost inhibate în 3D. De ce? Pentru că capacitățile noastre extrasenzoriale sunt cele care ne spun că anumite lucruri se petrec în planul subtil. Putem să vedem, da? Sunt lucruri pe care le putem vedea. Sunt lucruri pe care le putem auzi, lucruri însemnând locuri, zone, fenomene, entități de lumină, de mai puțină lumină, de fără lumină, mă rog, de toate felurile. În momentul în care avem capacitatea de a vedea în planul subtil, deja capacitatea noastră informațională este crescută exponențial, pentru că planul subtil este înaintea planului fizic. Și ca timp de creație, dar și ca formă de manifestare. Înainte de a fi ceva în fizic, se manifestă întâi în subtil. Pentru că în subtil este scrisul. E ca și cum noi spunem, uite, un programator de calculator, ca să poată să obțină efectele a ceea ce vrea el să facă, întâi face programul pe calculator. Ăla nu e fizic. Ăla e un program virtual. Poate să pună mâna pe o literă și să zică, asta e litera V. Nu. El are niște funcții, da, în programul lui ca să poată să vadă ce a făcut. E ca și cum vede planul subtil pe care îl creează. Planul virtual pe care îl creează. Dar el este un plan subtil, nu este material. La fel se întâmplă și cu clarvederea. În momentul în care te vede în planul subtil, oamenii pot să înțeleagă funcțiunile a ceea ce trăim. De aceea, toate clarsimturile au fost închise în momentul în care a fost alungarea din grație. Da? Deci, alungarea din grație, de fapt, printre altele, a presupus și blocarea capacității de raportare la subtil și de racordare la subtil. Pentru că oamenii pot să și vadă, clar, vederea e cea mai dezvoltată și ea reprezintă, vederea reprezintă ponderea cea mai mare de informații pe care o luăm din jur. Următoarea este audul, deci putem să, și da, prima și ultima, putem să auzim și în planul subtil, da, putem auzi zgomote, putem auzi entități, putem auzi informații, sunt multe lucruri care pot să vină și pe calea auzului. Și mai sunt care percep mirosuri subtile, dar sunt puțini, sau tactil subtil. Se mai simte. Sunt oameni care tactilul percep, am simțit o adiere, parcă m-a atins ceva, parcă a trecut cineva pe aici și s-a simțit așa o mișcare de aer. Partea cu gustul este cea mai, mă rog, noi o traducem cu gust amar. Când vine, este o formă de reacție, nu este o formă de percepție subtilă, este o formă de reacție pe care corpul nostru o traduce prin formarea unui gust amar. Bun.
Ceea ce spune că dacă la coborârea din patru s-au închis clar percepțiile și la intrarea în patru se deschid clar percepțiile din nou, noi vom avea capacitate informațională majorată extrem de mult procentual, deci cu valori foarte mari. Nu o să începem să le putem folosi dintr-o dată pe toate, va fi o folosire graduală și ea se va instala și va funcționa din ce în ce mai bine pe măsură ce crește experiența noastră în utilizarea clarpercepțiilor. Și atunci este bine să înțelegem că folosindu-ne clarpercepțiile putem învăța din jur. Adică putem învăța despre noi, că ceea ce e în jur este reflexia noastră. Noi suntem ca într-un câmp de oglinzi în care, în fiecare direcție în care ne-am uitat, este câte o fațetă a noastră și din ea avem de învățat. Lucrul ăsta e bun, lucrul ăsta nu e bun, te face, nu te face, deci trebuie să fim atenți. Trebuie. Este bine să fim atenți acum, dacă vrem, nu e obligatoriu, dar este bine să fim atenți. Că este bine să mergem mai departe și cât mai repede. Iarăși, acest cât mai repede. Câteodată a devenit un autosabotor. Pentru că ce spuneai tu de persoanele de săptămâna trecută și cele care de-a lungul timpului au intrat în zonele ritualurilor întunecate, au vrut să obțină ușor, da, niște beneficii. E, în momentul în care ni se oferă ceva care nu este, nu pare să aibă o plată, trebuie să fim foarte atenți. Toate au plată. Toate au plată. Pentru că în momentul în care dislocăm ceva dintr-o parte, trebuie să punem altceva. În ceea ce O privește... vorbă, tot ce este gratis este mult mai scump. Bravo, așa este, foarte înțeleaptă. Foarte înțeleaptă. Spuneam datele trecute despre experiența lui Iov pe care o avem noi la nivel național. Este dat, 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 da? Și golit. La un moment dat, acel gol devine o structură magnetică, absorbantă. Pentru că este nevoie să se facă echilibrare. În același fel, supraplinul din zonele în care s-a luat și s-a însușit, la un moment dat va trebui să se echilibreze pentru că vine în detrimentul structurii respective. Adică pentru a putea să continue existența, să se poată mișca, nu să se înconjoare așa ca de o cetățuie de am luat, am luat, am luat, am luat și am pus în jurul meu și o cetățuie din care nu mai pot să ies, să mă mișc și atunci nu mai am cum să continui existența. Ca să pot să înainte, trebuie să dau ce în jurul meu, să dau la o parte, să dau jos și atunci pot să continui. Eu vă spun așa toate astea și cum arată în subtil, ca să putem să ne facem o imagine clară, pentru că ele se manifestă și în subtil. Și este tare frumos să te vadă cum sunt. Și în curând o să putem să facem și să vorbim cu toții despre versiunile astea subtile, pentru că mi se deschid ochii și putem vedea. Bun. În ceea ce privește această trecere, se face, a început să se facă, planeta deja este bine stabilizată în 4D, începe să se facă echilibrarea și este. Și asta este un lucru foarte important pe care aș vrea să-l înțelegem. Trecerea în patru are două etape pentru fiecare dintre noi. Pentru că planul 4D este un plan mental, în prima fază este cel de conștientizare și al doilea, pentru că vine pe legătura cu inima, unde se află spiritul, devine un plan al iubirii. S-au vehiculat foarte mult trecere în 4, trecere în 5, trecere în 4, trecere în 5. Am mai spus că primul lucru care a generat această versiune de trecere în 5 este informația care a fost
în memoria noastră, legată de plecată din informațiile colective. În infraconștient avem cu toți informațiile de la creație până acum, deci e cel mai jos palier al psihicului, și care are arhiva de la creație până acum. Bun. În momente de criză sau în momente de expansiune foarte mare, pot să transpară informații din infraconștient către planul conștient. Trece, da, inconștientul, subconștientul și urcă în conștient. Asta în anumite stări. Deci trebuie niște stări de conștiință modificată ca să se poată deschide planurile psihicului și să poată da voie informațiilor să ascensioneze. Bun. Pentru că înainte, trecerea din 3 în 4 se făcea printr-o extincție totală, se făcea corecția în planul subtil și apoi se venea într-un plan de 5D. În acel plan subtil de 4D se făcea conștientizarea. Sunteți ființe umane, ați venit aici să învățați niște lecții, toată existența este bazată pe aceste lecții pe care voi le învățați mai repede sau mai puțin repede, pe care le însușiți și datorită cărora se produce devenirea voastră de la ființe cu potențial primitiv la ființe luminice. După care se intra în 4D, care era deja un plan al iubirii. Acum, am mai povestit, chakra a patra este singura dintre cele 7 chakre pe care le avem funcționale în 3D, care are două cupe. Două cupe cu rotații opuse. Una este cea de conștientizare cu rotația masculină și cealaltă este cea feminină de iubire. În realitate, nu se trece în 5D, ci se trece în 4 și apoi în al doilea palier de 4. Sunt două paliere de 4. Unul este de conștientizare și este primul pe care îl accedem pentru că asta a fost tendința noastră. A majorității. Sunt și oameni care au fost educați, au fost crescuți, dar a fost și în ei frumosul și iubirea. Au trecut în iubire și pe urmă au început să conștientizeze de ce se întâmplă. Dar majoritatea trece de la conștientizare la iubire, nu de la iubire la conștientizare, ci datorită societății în care ne-am dezvoltat până acum și a inducțiilor permanente care sunt de niște zeci de mii de ani folosite repetitiv, insistent, astfel încât tendințele noastre să fie să le asimilăm în defavoarea noastră. Bun. N-a fost negativ că au fost și nici că le-am asimilat. Pentru că în felul acesta erau ca un fel de spiriduși care deschideau ușile din noi. Da, trebuie să deschizi ușa fricii, trebuie să deschizi ușa urii, trebuie să deschizi ușa nedreptății, a, eu știu, a neatmării. Toate acestea reprezentau lecțiile pe care noi le avem de învățat. Dacă nu venea nimeni să ciocăne la ușa noastră, nu se întâmpla nimic. Nu ne apucăm să învățăm. Să învățăm. Deci tot ceea ce se petrece acum este ceea ce noi avem nevoie să se petreacă și n-aș vrea să pară ciudată informația, pentru că este, din punct de vedere, este ceea ce este vital să se întâmple. Da? Da. Și mai departe vom trece și creștem și o să ne bucurăm împreună de 4D. Da, cu siguranță. O să continuăm și data viitoare. Deci chiar vreau să înțeleagă aceste aspecte pentru că sunt cele de care avem nevoie să putem să ne cunoaștem. Și să trecem. Că asta e sensul. Pentru asta ne Spui, Florentina, întâlnim. știu că în următoarea perioadă ai un curs, da? Da, am o Informații, sesiune de da? constelare pe Informații 25 martie. integrative. Pe 25 martie avem, dar nu mai avem locuri decât la online, la fizic s-au ocupat toate. Așa. Cealaltă sesiune de constelații va fi la 1 aprilie, că pe urmă ar fi florit Paște și n-am vrut să-mi curc, le-am pus în 2 săptămâni consecutive. Tocmai pentru că sunt foarte multe persoane care s-au înscris la constelații și care au nevoie de vindecarea pe care o produc constelațiile și am zis să putem să prindem cât mai mult. O să avem o tabără. Inițial m-am gândit să fie o tabără de constelații spre finele lui mai, dar va fi o tabără în care o să învăț pe oameni
cum să se folosească ei de ei, cum să vadă cum să facă tratamente, cum lucrez eu. Deci învăț modul meu de a lucra, pentru că este nevoie ca oamenii să înțeleagă și să știe să te folosească și să te folosească, să te vindece, să te învețe, să te înalte, să facă tot ceea ce au nevoie, pentru că deocamdată încă nu au venit momentele cele mai tensionate, dar vor fi și momente în care fiecare va fi nevoie să știe să se crede singurel, să te protejeze, să facă curățări, să facă vindecări. Dacă suntem pregătiți, nu ne e frică de aceste momente, pentru că Gata. asta este ideea, trebuie să fim pregătiți. Eu nici nu știu pe care carte să o arăt înainte, dar o să încerc să le țin pe toate cele patru care le-am aici. Să vă recomand ca de fiecare dată să citiți, să vă cumpărați cărți și să citiți. S-ar putea că la un moment dat să fie problematic să-ți achiziționezi o carte, de asta e bine să le avem. Cărțile sunt prietenii noștri. 0722 908 037. Puteți lăsa mesaj pe WhatsApp. Să Vreau să știi. spui și Sonia Iulia ce face în continuare, pentru că E, nici ea nu stă degeaba, este extrem de activă. deci nici eu nu reușesc să mă văd cu ea. Ne-am văzut la o Așa. săptămână după ziua ei aniversară, ca să putem să ne bucurăm de aniversarea ei de 33 de ani. Are un O retreat. vârstă frumoasă. Mulțumesc frumos, Sărână. Da. Are un retreat săptămâna asta, de pe 16 până pe 19, și mai este doar un singur loc. Prețul e nemodificat de acum 2 ani, adică se merge pe preț minimal, tocmai ca să poată să fie accesibil. Ce pot să spun, așa, din mici frânturi despre retreat, pare fabulos. Adică e atât de frumos, cu atât de multe direcții și informații și lucruri și informații noi și tehnici noi și na, e o mare strădanie și dăruiește cu bucurie ceea ce dăruiește, pentru că chiar îi face plăcere Știu, știu. și lucrează cu bucurie, lucrează cu fiecare în parte și da, fiecare dintre noi avem, na, propriile tehnici. Avantajul meu este al experienței mari, dar lucrează. 0723, nu, 0726 693 691 este numărul de telefon al Sonei Iulia pentru cei care doresc să ia legătura, pentru cei care doresc să meargă în acest retreat, pentru cei care vor să facă mandale. Păi o să lucreze și cu niște mandale, aici mi-a șoptit și mie câte ceva, o formă nouă de mandale, na, nu vreau să o deboalez, o să vadă cei care merg acolo, însă foarte interesantă, foarte interesantă, și caută să descopere cât mai multe sincronicități și manifestări ale programelor noastre funcționale, astfel încât să le răspundească și oamenii să poată să le cunoască și să le folosească. Îți mulțumesc tare mult, Florentina. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Eu mă retrag și vă las cu meditația. Și să ne revedem sănătoși săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Și vă doresc o săptămână minunată pentru că e început de săptămână. La revedere! De primăvară, să fie în suflet de primăvară și să înflorească. Așa cum deja, uite, eu am fost Început. condus la fereastră care te vede de la dimineața până la prânz când mai are flori în prânz. Și la noi au început magnoliile să florească pe stradă. Minunat. Da. Deci, tuturor să aibă zile minunate. O viață de primăvară. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Continuăm călătoria noastră.
pentru care sunt convinsă că te-ai pregătit și că deja te-ai luat poziția cea mai confortabilă, fără grija unor obiecte, fără stări de disconfort și dându-ți voie să fii tu cu tine în cea mai comodă stare, în pace, în împăcare. Și eu sper să fie și bucurie interioară. Inspir profund și rar. De câteva ori. Continui să inspiri. Aduci în tine starea de pace. În această stare, vizualizează-te că faci câteva pași spre oglinda adevărului. De ajuns, te rog să închizi ochii și să te întrebi, să te întrebi sufletul, unde este racordarea mea energetică? Conexiunea mea energetică. După ce te întrebi, deschide ochii. Și vezi ce spune oglinda. Acum te-am zis, îți dai voie să faci o mică analiză. Dacă priveai în sus, ești conectat la lumină și la Dumnezeu, sau conectată. Dacă privești înainte, conexiunea e la tine, cu tine. Dacă privești în jos, conexiunea ta și e bine să fie așa, este cu ceea ce mai ai de învățat prin spațiile de vibrație mai joasă. Dacă ai privit în sus, continuă să te privești și te privești în sus. Și dă-ți voie să aduci în tine programul sau starea de acceptare a lecțiilor pe care le-ai de învățat și de înțelegerea faptului că ai o susținere permanentă pentru tot ceea ce trăiești.
Trebuie doar să accepti. Și vei vedea că pașii tăi sunt ghidați. Fără să mai faci eforturi spectaculoase. E ca și cum Dumnezeu te ia de mână și te duce pe cel mai frumos drum. Acceptă. Și bucură-te și continuă să lucrezi cu tine. Împreună cu Dumnezeu. Dacă ai privit drept, te privești pe tine. Ai început să te cunoști. Ai început să te recunoști. Și este ceea ce ai avut cel mai mare nevoie. Pentru că acum te vezi, înțelegi că existi și că ești o ființă minunată și că tu chiar ai nevoie de tine. E timpul să-ți dai voie să trăiești pentru tine. Dacă vrei, nota ce simți că ai nevoie, că îți lipsește, că ai de învățat, că ai de lucrat cu tine și începe și lucrează metodic. Poți folosi și această privire a ta către tine și te vezi ce îți lipsește. Unde simți golul? Unde simți nevoia de umplere? Și adu în fața ta ce ai nevoie și acceptă. Dacă ceea ce ai nevoie poate să însemne o lipsă, acceptă lipsa, pentru că odată integrată, cu sinceritate, în ființa ta, ea te transformă în lecție învățată. Pentru că înainte să o integrezi, o simți. Simți lipsa. Lipsa care te apasă, care te doare, care te frământă. Te poți înlocui cu orice. Poți înlocui cu pierdere. Poți înlocui cu boală, cu nereușită, cu furie. Ce vrei tu? Este o cale magică de a învăța, pentru că integrând programul fiecare lecții în parte, integrez și informația cauză și informația răspuns. Și când ajung în tine împreună, ele completează spațiile goale care din întuneric devin lumină. Continuă să lucrez cu tine. Cu bucurie. Iar dacă ai privit în jos, mulțumește-te că te-ai dat voie să ai toată sinceritatea și să te asumi privirea în jos. Spre spațiu de vibrație mai joasă, spre spațiu de vibrație mai joasă, spre anumite entități, anumite concepte. Inspiră cât mai multă lumină care să fie, dacă vrei, un tobogan al luminii în ființa ta. Și adu acele lucruri
pe care le priveai în jur. Acest tobogan al luminii din tine. Dă-ți voie să le trăiești mai accelerat, cu lumină, dar sincer, cu toată atenția și cu toată prezența, astfel încât la fiecare astfel de program pe care îl deschizi în ființa ta, să poți absorbi tot ceea ce ai nevoie ca să te completezi, ca să te întregești, ca să te cunoști, ca să știi cum să te folosești. Și te las să lucrezi cu astfel de lucruri cât ai tu nevoie. Poți repeta acest exercițiu când mergi cu metrou sau cu tramvai. Și ori de câte ori ai timp. Și vei vedea cât de mult te eliberezi. Cât de frumos se schimbă viața ta. Pentru că dacă nu te mai opui, acestor informații ale golului din tine, ele vin să te umple, să te completeze și să te îmbogățească. Și poți crește și frumos, și repede, și bine. Mult succes! Mult succes! Și credință! Vine pe parcurs și puterea. Iar eu îți mulțumesc că ești aici și că lucrez cu tine. Zile minunate, om frumos. Și îți mulțumesc. De una jumate tot folosim zilnic pentru purificarea aerului. În prima dată am observat miros. Deci aveam frecvent miros de fum de la vecini, de la din jur. Și după vreo 10-15 minute de un ocup, dispărea complet mirosul. Asta mi s-a părut genial. Și pentru copil, că până atunci nu aveam cum să mai simt, că peste tot trebuia să deschideam și venea mai mult fum. Cu imunocubul m-am scăpat de problema asta.